De săptămâna viitoare se schimbă ziua în care romașcanii pot depune actele necesare pentru emiterea pașaportului simplu electronic. Dacă până acum, miercurea era ziua stabilită de primire la ghișeele din Roman, de luni, 9 iulie 2012, alta va fi situația. În legătură cu noul program care a fost stabilit de primirea cererilor la punctul de lucru mobil Roman, acesta se va desfășura în zilele de luni, toate zilele lucrătoare, și nu de miercuri. Ultima zi, miercuri, a fost în data de 4 iulie. De acum vom proceda la primirea cererilor în zilele de luni, zi lucrătoare. Un echipaj alcătuit din doi ofițeri de la serviciul de pașapoarte se deplasează la municipiul Roman cu echipament electronic de specialitate pentru preluarea cererilor pentru eliberarea pașapoartelor electronice și totodată pentru eliberarea, livrarea propriu-zisă a pașapoartelor electronice preluate cu 2 săptămâni înainte. Acest lucru l-am stabilit de comun acord cu conducerea Direcției Generale de Pașapoarte, conducerea instituției prefectului și conducerea primăriei municipiului Roman pentru motive obiective pur tehnice. Ne ajută pe noi să soluționăm cu maximă celeritate cererile primite la nivelul municipiului Roman. Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, temporare, se depun doar la Piatra Neamț, iar la Roman se primesc numai actele necesare editării și eliberării pașaportului simplu electronic. Săptămânal la Roman se dau în jur de 50 de astfel de documente de călătorie.